Mulțumim, Magda, pentru secvențele pe care le-ai ales din textul tău transneuronal și o să-l invit pe Ioanes Pop să ne citească acum și mai întâi să ne spună ceva. Citești poeme din carte sau că văd că ai adus niște poeme printate pe hârtie? Citesc ultimul poem din carte. Eu nu vă văd bine nici pe voi, dar pe mine cu atât mai puțin, din cauza ochilor. Așa, acest poem va și explica într-un fel al lui de ce am numit cartea asta Căderea în sus a corpurilor grele. Sigur, dacă o să mă puteți auzi că acum cu vederea, e clar că am ajuns la concluzia că nu se vede. Cu acești ochi cu care n-am văzut niciodată la mai mult de un metru de depărtare, adulmec lumina ca pe un lucru străin și pe cale de dispariție. Carne peste carne, în carne, sub carne. Și cred că abia acum încep să o văd bine. Abia acum se încheagă ea ca o lume. O pastă mai groasă ca metalul și mai grea ca apă. Altfel, cum s-ar scufunda la așa adâncime? Dar ce ochi mai limpede ca al meu vede lumina în sine, cu venele ei negre gata să bleznească, mai tulbure ca o placentă aruncată la gunoi, mai grea ca mercurul când fată ignind și atunci când o vede, care ochi trebăluiește în jurul ei ca în jurul unei căldări cu asfalt. Cu un ochi ca al meu nu vezi lumina luminând. În schimb îi vezi alcătuirea bolnavă, greutatea mai grea ca a întunericului. Doar prin ochiul chior și prost vezi lumina pe care nu o vezi, lumina care putrezește duminica prin ogrezi, prea ostenită ca să dispară. Ochiul sârmos și scurt, care se scurge după ea, vede ce ochiul văzător n-a văzut vreodată. Nu materia e grea, ci lumina care o apasă. O văd numai ochii care se strică. Cine vede doar lumina, nu o vede. Cine nu o vede, însă, o adună în butoaie mari, peste care pune brusturi și pietre și o conservă cu ani, până se lasă la fum și se întărește ca să acrizul. Într-o zi, în telescopele astronomilor, va arăta ca un ulei întunecat și gros cu care se vor unge pe tot trupul. Și poate atunci ochiul, care face doar de servicii, vederii, va dispărea. Când va vedea cu pielea, omul nu va mai fi om. Iar religia retinei va fi dispărut de mult. Dumnezeu, atâta cât există, nu rezistă la vedere. Dar atunci nu ne va mai scăpa. El face parte din lumina pe care ochiul obișnuit nu o vede, dar o vede ochiul meu aproape ori. De la lumina în sus, lucrurile devin tot mai grele și urcând nu te mai poți întoarce. Marea greutate e chiar ușorul. Când te ridici, devii greul celelalte lumi. Te prăbușești în invizibil ca un sac cu bolovan. Omul se face greu pe lumea cealaltă din cauza luminii. Lumina venoasă, mari carpați luminoși de sub stern, luminile sumbre care îi umflă oasele. Cine a zis că omul nu-i lumină? Ba chiar că nevăzut omul-i lumină, un cheag de lumini bolnave foarte. Puține vor fi lucrurile pe care din cauza luminii nu le-am văzut. Dar asta numai pentru că lumina nu ajută la vedere și oricum eu am vederea slabă și prin ochelarii mei de cal văd mai degrabă lumina neluminoasă. Iar când carnea va orbi, o să vadă și lumina cărnoasă din pricina căreia putrezim. Oh. Mulțumesc, Ioanes Pop, pentru poemul ăsta despre lumină, ochi, văz prin ochi sau prin piele și toate celelalte. Și